felul următor. Dumneavoastră, în primul rând, nu m-a filmat, că eu v-am dat consimțământ. Dar fiindcă persoana transparentă, eu n-am nici să ascund de la dumneavoastră. În primul rând, trebuie să vă înregistrați, să înscriți. Informația n-am drept să o divulg. Cine a intrat, cine a ieșit. Chiar dacă ești deputat, oficial. Sunt aleși ai poporului. N-are importanță, domnule. Duceți-vă în altă instituție unde poate vă permite așa drept. Noi, la noi nu e loc public. La noi, cu regim special, acces special și tot așa. Eu n-am drept să divulg așa informații. Totuși, persoana e de, subiectul e de interes public și credem că ați putea să ne spuneți dacă au intrat sau nu. Dumneavoastră vă spun încă o dată, n-am drept să divulg aceste informații. Nici măcar dacă s-au depus solicitări? Ce nume solicitări? Solicitări de a intra. Dumneavoastră, în momentul față, n-aveți solicitări de a intra. N-aveți permisiunea înscrisă. De deputați întreb. Eu vă spun un lucru, n-am drept să divulg aceste informații și atât. E că cu mult nu pot să vă ajut cu nimic. Aceasta este. Dumneavoastră, dacă aveți permisiune, scrisă, poftim intrați. Dacă nu aveți, înseamnă că scrisă-vă la audiență, aveți tot drept. A cine eliberează permisiune? La audiență? Sau nu, la permisiune. Să intrați în penitenciar, puteți să vă adresați la Titulescu 35 și sau veniți în orele de primire. Și atunci ați vă răspund, adică poate să iasă, poate să primească la trevedere. Este acum cineva din administrație pe loc? Trebuie să fie din administrație pe loc cineva, oricum. Mersi. Da, vă spun că nu sunt oră de masă, dar și vă spun, nu e problemă într-o să așteptați, dacă ați vă prins la audiență, nicio problemă. Din partea mea, eu... Mersi. Poftim, o zi bună. Cum vă prezentați? Cămărov Alexandru, șef de serviciu PAS. Mersi. Eu m-am avut cu dumneavoastră tot în față, cu transparente, și adică cu placate și cu tăcerea. Dumneavoastră aveți drepturi, eu am obligații și trebuie să nu le respectăm, nu știu.